Doresc o apă minerală foarte tare. Niște tapăci. Un șampuni. Rechi de ștram. O pijamă. Hârtie de WC. Ce mai aveți în plan ca să cumpărați? Telefon. Mă aflu în piața din centrul orașului Căușeni. Localnicii susțin că este cea mai scumpă piață din Moldova. De exemplu, un kilogram de carne la Chișinău costă 90 de lei, iar aici poate ajunge până la 130 de lei. Haideți să vedem ce părere au cumpărătorii acestei piețe. Cum vă par prețurile? Scump, e scump, e scump. Căușeni, da, e un oraș cu niște prețuri foarte mari, exagerate, din toate punctele de vedere. Produs, îmbrăcăminte. Băi, dar uitați-vă, întrebați-vă, faceți comparație, cu ce prețuri le aduc, ce prețuri vând. Asta este ieșit din comun. Este imposibil. Un lucru care el cumpără cu 70 de lei, aici îl vând cu 400. În funcție de ce se stabilesc prețurile, spre exemplu, la carne? Deci nu știu cum să vă spun. Anul ăsta a fost cam greu pentru crescătorii de animale. A fost mâncarea foarte scumpă. Și în legătură cu asta, cred că și prețurile s-au mărit la carne. Să luăm și uleiul, de exemplu, s-au mărit tare prețul anul ăsta, tot în legătură că a fost scumpă floarea soarelui. Visoche, conștiu, ține. Nu, rânăc, este rânăc. Nu e rost, te duci la Chișinău pentru timp pierdut, bani pierduți. Dacă ești cu mașină, benzină, motorină pierdută. Și adică m-ar costa încă mai mult, cred că și drumul și prețul ștrampelor. Nu, banii de a noștri nu te prea duci la piață. Ne luăm, dar nici nu știu să iau ca să iau de mâncare ceva, dar nu știu să iau cu așa prețuri. Prețul nu aș zice că e chiar scump tare, normale. Cumpărătorii se plâng, prețurile sunt foarte exagerate. Producătorul care produce tot muncește, tot își are prețurile lui, că n-a spate să vândă. Sau chiar și noi, dacă cumpărăm cu un preț, vindem tot cu așa la care își luăm. Punem noi acolo câteva procente, cât putem și noi exista. Și cum vă par prețurile de aici, din Căușeni? Prețurile, da, foarte bune. Ca la bindere mai scump. Noi după buzunar și noi căutăm mai ieftini. Dumneavoastră, după ce ați venit ca să cumpărați? Să ne mai uităm. Că ruble nu sunt.